Bună seara, doamnelor și domnilor! Astăzi continuăm ciclul de emisiuni cu genericul mai aproape de Uniunea Europeană. De la noi veți afla ce înseamnă și cum funcționează Uniunea Europeană. Vă vom spune care sunt beneficiile integrării europene, veți înțelege care este rolul fiecărui om în parte, ce beneficii, dar și ce responsabilități va aduce cetățenilor moldoveni procesul de integrare europeană. Așadar, astăzi vom discuta despre politica externă și de securitate a Uniunii Europene. Invitații mei de astăzi sunt Iuri Cărbune, economist care și-a făcut studiile de licență și master în Uniunea Europeană, om de afaceri din raionul Nisporeni, persoană care a locuit 17 ani în Uniunea Europeană, și domnul Victor Rusu, director adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat. Bună seara și bine ați venit în studioul Albasat! Bună seara, bine v-am găsit! Politica externă și de securitate a Uniunii Europene a fost elaborată de-a lungul mai multor ani și le permite statelor membre să se exprime și să acționeze la unison pe scena mondială. Ce înseamnă această politică externă și de securitate a Uniunii Europene? Domnule Cărbune. Politica externă a Uniunii Europene este o politică comună a celor 28 de state membre, elaborată pe principii democratice, care are rolul de menținerea păcii, întărirea securității internaționale, creșterea cooperării internaționale, are rolul de a dezvolta și consolida democrația, statul de drept, de a garanta drepturile fundamentale ale omului. Puterea politicii externe a Uniunii Europene este de talie globală, având în vedere că Uniunea Europeană este cea mai mare putere comercială a lumii. Plus la aceasta, moneda euro este pe locul 2 în volumul tranzacțiilor mondiale și de aici vine și puterea Uniunii Europene. Cât de importantă este respectarea acestei politici, domnule Cărbune? Respectarea este, aș putea spune, obligatorie, pentru că dacă noi tindem spre Uniunea Europeană, această politică a fost elaborată de către cele 28 de țări pe principii democratice. Până s-a ajuns la această politică, au fost foarte multe dezbateri. Iar dacă noi vrem să aderăm la acest club select, noi trebuie să respectăm... Să respectăm această politică. Corect. Domnule Rusu, ce înseamnă politica externă și de securitate a Uniunii Europene? Dumneavoastră, cum o înțelegeți? Eu înțeleg privind la fundamentul creierii Uniunii Europene. Atunci când vechii rivali de-a lungul secolilor, Germania și Franța, după cea de-a doua conflagrație mondială, după vărsările de sânge, după pierderile umane enorme, deci urmau să vadă cum se vor dezvolta pentru viitor, care vor fi relațiile, ca să tragă anumite învățăminte din istorie. Și atunci când au pus baza, fundamentul, cela între aceste două state, care vizau mai mult aspectele economice între Germania și Franța. După aceea, ca un bulgăre de zăpadă, această bună intenție s-a dezvoltat, a căpătat mai multe aspecte, s-a dezvoltat și s-a extins practic în toată Uniunea Europeană. Și de la două țări s-a ajuns până la 28. Și aspectul economic s-a extins, vorbeam și asupra aspectelor politice, aspectelor multidimensionale și culturale inclusiv și așa mai departe. Deci asta este, dar în primul rând atunci când vecinii Uniunii Europene, pentru început a acestor două state, ulterior după conform extinderii frontierilor, vecinii vedeau în Uniunea Europeană o echipă de state care, în primul rând, își asigurau securitatea. În primul rând, aceasta era securitatea și nu numai securitatea din punct de vedere militar, pentru că este un alt aspect, dar aspectul asigurării securității economice, de aici vin și toate celelalte. Și uite, această încredere în comunitatea acestor state așa a avut acel, sau a dat roadele ca peste jumătate de secol, practic, să ajungă și până în Europa de Est. Să ajungă, practic, și la frontiera noastră. Și dacă mă veți întreba, desigur... Despre importanța acestei politici pentru noi, Republica Moldova, care, practic, să vorbim deschis și direct, niciodată nu am existat ca stat independent,
Noi abia ne formăm, avem o istorie foarte și foarte recentă, avem foarte multe probleme de rezolvat. Mai mulți ani noi am spus că vrem să avem, chiar și am consfințit lucrul acesta în Constituție, să fim în relații foarte bune și cu vecinii noștri din toate părțile, mai apropiați, mai îndepărtați, dar am văzut pe viu că ceea ce a venit din partea de vest, la vecinii noștri dinspre vest, au venit vești bune și îmbucurătoare și de susținere a politicilor noastre, începând cu România și mai departe. Chiar și atunci când, când România nu era parte a Uniunii Europene, am avut beneficii din partea României, dar acum, de când este membru al Uniunii Europene, în genere, și noi fiind la poarta Uniunii Europene, noi avem numai de beneficiat. Ce reprezintă politica externă și de securitate a Uniunii Europene, dar și ce scop are aceasta, veți afla din materialul ce urmează. Politica externă și de securitate. Statele membre ale UE s-au angajat să urmeze o politică externă și de securitate comune. Aceasta are ca scop consolidarea acțiunilor UE pe plan extern prin dezvoltarea capacităților civile și militare pentru prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor. UE a stabilit sancțiuni de natură diplomatică sau economică pentru a influența politicile care încalcă dreptul internațional sau drepturile omului, ori pe cele care nu le respectă legea sau principiile democratice. Politica externă și de securitate a UE, elaborată de-a lungul anilor, mai multor ani, le permite statelor membre să se exprime și să acționeze la unison pe scena mondială. Acționând împreună, cele 28 de state membre pot avea o influență mult mai mare decât ar aplica fiecare propria politică. Tratatul de la Lisabona, adoptat în 2009, a consolidat acest domeniu de politică prin crearea funcției de înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate și Serviciul European de Acțiune Externă, Corpul Diplomatic al UE. Pace și securitate. Rolul politicii externe și de securitate este de a menține pacea și de a întări securitatea pe plan internațional, de a promova cooperarea internațională, de a dezvolta și consolida democrația, statutul de drept, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Diplomație și parteneriat. Politica sa externă și de securitate menită să contribuie la soluționarea conflictelor și la înlăturarea unui climat de înțelegere la nivel internațional se bazează pe diplomație. Măsurile comerciale, ajutorul umanitar, securitatea și apărarea joacă adesea un rol complementar. UE este cel mai important donator de asistență pentru dezvoltare, ceea ce îi conferă un rol unic în cooperarea cu țările în curs de dezvoltare. Ponderea demografică și nivelul ridicat al economiei îi conferă o mare influență acestui bloc format din 28 de națiuni. UE este cea mai mare putere comercială din lume, iar moneda sa, euro, ocupă locul 2 ca importanță la nivel mondial. Tendința către luarea de decizii comune în materie de politică externă îi sporesc influența. Uniunea Europeană a încheiat parteneriate cu cei mai importanți actori de pe piața mondială, inclusiv cu puterile emergente. Ea dorește să se asigure că aceste parteneriate se bazează pe interese și avantaje reciproce și că toți partenerii au atât drepturi cât și obligații. UE organizează periodic reuniuni la nivel înalt cu Statele Unite, Japonia, Canada, Rusia, India și China. Relațiile sale internaționale acoperă educația, mediul, securitatea și apărarea, combaterea criminalității, drepturile omului. Republica Moldova a participat la un summit NATO, unde a fost și un subiect de discuție și decizie. Ce a adus această întâlnire nou pentru Republica Moldova? Domnule Cărbune. La începutul lui septembrie a avut loc summitul NATO în Țara Galilor, Marea Britanie. Pentru prima dată Moldova a fost invitată la un summit NATO. La acest summit, spun alții că este unul dintre cele mai importante summituri desfășurate vreodată. Au participat șefii de stat și de guvern ale statelor membre NATO, plus 24 de reprezentanți a statelor care fac parte din Parteneriatul pentru Pace. Din acest parteneriat facem parte și noi, Republica Moldova. Vreau să amintesc că Republica Moldova a aderat la acest parteneriat pentru pace imediat după independență, în 1991, fiind a doua țară după Ucraina care a aderat la acest parteneriat. Având în vedere lucrurile care se întâmplă în Ucraina, Moldovei s-a acordat o atenție deosebită.
pentru că situația în regiune este complicată, este tensionată și de aceea trebuiau luate niște măsuri, trebuiau poate promis anumit sprijin Ucrainei și Moldovei și de aceea a fost și, cum să spunem așa, băgați în seamă noi ca niciodată la acest summit. Pentru că s-a văzut mama Rusiei cum procedează cu frații ucraineni, cum le-a luat Crimea, cum încearcă să le ia regiunile din est. Și să meargă tot mai departe până la Transnistria. Și nouă, pe noi ne îngrijorează, pentru că avem un conflict înghețat în Transnistria, o mare parte a teritoriului Republicii Moldova unde este controlat de ruși și noi, ca și Ucraina, suntem amenințați, pentru că Rusia și Putin, din păcate... Acest conflict transnistrean reprezintă o problemă importantă? Reprezintă o problemă, într-adevăr, importantă, chiar și pentru aderarea țării noastre la NATO. În primul rând, noi acum nu suntem pregătiți încă să aderăm la NATO, pentru că prin Constituția pe care o avem, noi suntem un stat neutru. Deși o mare parte a teritoriului nostru este ocupat și controlat de către ruși, noi totuși acum suntem un stat neutru, dar nu ne împiedică nimeni să colaborăm cu NATO, pentru că este o organizație care garantează granițele statelor, care asigură securitatea mondială și este cea mai importantă din punctul ăsta de vedere. Chiar noi, nu vreau să spun că nu suntem numai consumatori sau cum să spunem, beneficiari parteneriatul de pace. Noi oferim și sprijin NATO prin trimiterea unui contingent, de exemplu, acum în Kosovo, de câțiva militari, care asigură pacea acolo. Și securitatea. Deci noi nu suntem numai consumatori, ci și oferim securitate. Domnule Rusu, ce a oferit acest participare a Republicii Moldova? Ce a oferit nou la summitul NATO? Da, era probabil că strict necesar ca Republica Moldova să fie prezentă. Eu chiar speram să fie prezentă cu primele persoane. A fost numai ministrul apărării, pentru că trăim, într-adevăr, vorbea aici colegul, momente foarte dramatice și nimeni nu poate să prezică ce va fi mâine cu acest spațiu. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp, când Rusia practic a încălcat toate normele și legile internaționale, atunci când a ocupat practic Crimea și a pornit expansiunea prin așa zisa noua Rusie, care practic se oprește la porțile noastre, la gardul nostru, chiar alături. Inclusiv pentru că vorbeați aici de Transnistria, asta este. Transnistria, partea de est a Ucrainei, Osetia de nord, Carabahul de munte și am putea continua. Sunt niște focare care mocnesc și sunt reaprinse în momentele convenabile Marelui Imperiu care visează la vechile hotare. Și în asemenea condiții, repet încă o dată, probabil că în calitate de cetățeni responsabili a unui stat care este amenințat, trebuie să judecăm foarte bine și să revenim la Constituție și la statutul nostru de țară neutră. Pentru că în asemenea cazuri, chiar vorbeau înalți demnitari din structurile blocului nord-atlantic, pentru că dânșii încearcă, chiar și în condițiile acestea, în pofida încercărilor Rusiei sau încercărilor sau chiar pașilor întreprinși de Rusia, să respecte dreptul internațional. Și atunci, chiar dacă Moldova va fi direct amenințată, dânșii direct nu pot să intervină, nu au pârghiile necesare. Am în vedere ce ține de dreptul internațional. Și este interesul nostru, nu a blocului nord-atlantic, să facem pașii care urmează să-i facem. Foarte curajoși, foarte bărbătești și cu foarte multă responsabilitate pentru ziua de mâine. Dar se poate vorbi despre un start în spațiul euroatlantic? Eu după cred, așa să participare eu la cred summitul NATO? Sunt sigur că dacă s-ar efectua un sondaj mai profund în direcția dată,
în mentalitatea cetățenilor Republicii Moldova au avut loc niște schimbări esențiale. Pentru că chiar și în sondajele care au fost efectuate, am văzut că la circa 70% din respondenți au condamnat invazia Rusiei și cele ce se întâmplă în Ucraina de Est, în regiunile Lugansk și Donetsk. Deci, cred că cetățenii noștri care sunt responsabili și pot judeca la rece, își realizează, sau realizează perfect care este pericolul care ne paște. Și în asemenea caz, participarea noastră la acest summit în conglomeratul de evenimente care se întâmplă acum în regiune a fost mai mult decât necesar și ceea ce s-a vorbit acolo vis-a-vis de noi, de Georgia și de Ucraina, este tocmai aceea că se întinde mâna și noi trebuie să răspundem. Și repet încă o dată, este interesul nostru vital, în primul rând, să întindem mâna. Dar în cazul de față, când prietenii din Occident sunt gata să ne ajute în asemenea cazuri, noi suntem obligați să fim alături. Și cu atât mai mult că eu aș vrea să mai menționez, pentru că când vorbim de blocul nord-atlantic, de NATO, s-a mai vorbit, probabil și în cadrul emisiunilor de la televiziunea Albasat, și în cadrul, dar se vorbește puțin la acest capitol, că noi este numai un bloc militar. Din raionul Nisporeni, dau un exemplu foarte simplu. Noi cunoaștem că au fost mai multe depozite de pesticide cu termenul depășit și care, practic, noi nu aveam nicio posibilitate în cadrul Republicii Moldova de a le distruge. Și, practic, cu ajutorul NATO și cu ajutorul inclusiv și financiar și a specialiștilor din cadrul acestui bloc, au fost evacuate de aici, care, practic, aceste pesticide prezentau un mare pericol pentru sănătatea cetățenilor raionului Nisporeni. Da. Au fost evacuate și distruse cu ajutorul dânșilor. În Strășeni, dânșii au furat o fântână arteziană și așa mai departe. Sunt și diferite proiecte, că nu este numai vorba de o securitate practic militară. Este o securitate în genere în toate direcțiile. Cu atât mai mult că noi când vorbim astăzi, vedeți că și războiul care se întâmplă acum nu este numai un război cu tranșee. Este războiul informațional, este războiul energetic, este războiul comercial, etc., etc. Este, practic, s-a făcut o perturbare în această înțelegerea practic directă ceea ce înseamnă război. S-au început, au trecut tancurile și avioane, bombardează și gata. Este, practic, alt început și alt, și nimeni nu cunoaște când va fi finalitatea. Da. Se vorbește mult de integrarea europeană. Are politicul de la Chișinău un program clar definit în acest sens, cu acțiuni și termene concrete? Bineînțeles. Cel puțin în ultimii 5 ani politicienii au fost mult mai responsabili și s-au făcut pași concreți în apropierea țării noastre de către Uniunea Europeană. Eu mi-aduc aminte imediat cum a venit Alianța Europeană la guvernare, s-a eliminat, spunea domnul Rusu, sârma ghimpată, pe mine de mult. Într-adevăr, parcă eram într-o pușcărie, sârma ghimpată între noi și România, sau între noi și Uniunea Europeană. A fost un pas curajos de lichidarea acestei sârme, care psihologic, cel puțin pe mine, când mergeam de la Ungheni la Nisporeni, vedeam sârma asta, ce suntem într-o pușcărie rusească sau ce. Și m-am bucurat, de exemplu, acesta e clar că a fost un prim pas. Pe urmă au urmat multe alte succese. S-a liberalizat spațiul aerian, ceea ce a determinat ca pe piața avia din Republica Moldova să vină companii de low cost care să ne asigure un transport aerian mai ieftin și în diferite colțuri ale lumii. Nu mai vorbim de liberalizarea vizelor. Ne permite acum să mergem în orice țară a Uniunii Europene și nu numai. Un exemplu, eu l-am chiar săptămâna trecută, un angajat de-al meu a avut o ofertă foarte bună în Franța de lucru și eu i-am permis să-și dea demisia, să meargă acolo, să câștige un ban și a spus: domnul Iuri, vreau să merg în Franța, rapid trebuie într-o săptămână să merg acolo pentru că ca să nu-mi ia locul de muncă altcineva, câștig bani și mă întorc în țară să pun pe picioare o afacere. Imediat și-a făcut pașaport biometric, și-a luat bilet și acum este în Paris, omul lucrează și se speră la un viitor mai bun.
plus acordul de asociere care s-a semnat, parafat și a intrat în vigoare. Este un mare beneficiu, ne permite să avem acces la o piață mult mai mare, piața Uniunii Europene, plus de asta putem să spunem așa că nu mai există cale de întoarcere. Uniunea Europeană o să ne sprijine în toate domeniile de activitate până vom ajunge la nivelul dorit. Și nu pot să fiu orb să nu văd că drumurile sunt mai bune, pentru că circulă în fiecare zi, drumurile sunt mai bune. Chiar la Nisporeni, săptămânile trecute, s-au deschis două centre, două oficii medicale. Se investește foarte mult în școli, grădinițe. Nivelul de trai crește. Bineînțeles că nu... Sunt schimbări. Sunt schimbări, schimbări majore, nu o să fie bine peste noapte, dar dacă vom muci, și mă bucur că proiectele începute de guvernul Filat au fost continuate cu mare succes de guvernul Leancă, și lumea vede, vede că se fac lucruri bune și sperăm ca la legile următoare oamenii să facă alegerea corectă și să continuăm drumul acesta spre Uniunea Europeană. Domnule Rusu, are politicul de la Chișinău un program clar definit de integrare în UE? Sigur că da. Are un program foarte bine definit și, cu părere de rău, chiar dacă este o perioadă istorică foarte scurtă, 5 ani, practic noi am și uitat de unde am pornit atunci în 2009. Dacă vă amintiți, ambasadorul României era expulzat din Republica Moldova, practic era și cortina nu numai sârma ghimpată, dar era și cortina de fier pe prut. Dacă luăm doar acest aspect, ce s-a schimbat după ce a venit noua guvernare pro-europeană și care a declarat din start Moldova fără Voronin și Moldova fără comuniști și integrarea europeană ca o prioritate. La început, sigur că toată lumea era foarte sceptică. Și uite, azi am putea, de acum, colegul Cărbune a și menționat doar câteva aspecte și am putea aici să înșiruim foarte multe realizări cu susținerea partenerilor de peste hotare. Cine și-ar mai putut imagina că vicepreședintele Statelor Unite ale Americii va fi în Republica Moldova? Secretarul de stat al Statelor Unite, cea mai mare putere din lume, va fi în Republica Moldova. Sau cancelarul Germaniei, prezent în Republica Moldova. Ce urmează după vizita dânșilor aici în Republica Moldova? Președintele Consiliului Europei rompe la noi. Domnul Barroso vine la Chișinău. De ce? Să ne întindă o mână de ajutor. Era posibil aceasta cu 5 ani în urmă. Cu toate că fosta guvernare, pentru altele un moment foarte important. Eu chiar atunci îmi puneam întrebarea când la Curtea Constituțională se examina foarte recent cererea comuniștilor referitor la legalitatea parafării acordului. Și de-am, dar eu știu foarte bine și toată lumea știe. Trebuie să ridicat programul Partidului Comuniștilor, integrarea europeană n-a fost eliminată. Și acum, în programul dânșilor, există această prevedere. Eu fac pe mortul în păpușoi. Numai că vorbele erau foarte departe de realitate. Noua guvernare, atunci, 5 ani în urmă, când a promis că integrarea europeană va fi o prioritate, așa și a făcut. Doar faptul că astăzi putem să circulăm toți cetățenii în baza pașaportului biometric în spațiul european, este o foarte mare realizare. Pentru că nu este vorba pur și simplu de o călătorie, dar este vorba de libertatea cetățeanului de a călători. Atunci când călătorești și vezi alte țări care până acum au fost tabu, îți schimbi și mentalitatea. Cum te duci la un vecin și preia ceva frumos și bun, să zicem, un răzor de flori sau un gard bine aranjat sau altceva. Altfel vezi lumea când vezi realizările din Germania, din Franța, nu mai zic, dar chiar și la cei care au aderat foarte recent, chiar și din România. Și eu vorbeam de bariera care ne despărțea de România. Dacă premierul Ponta vine și taie panglica la gazoductul respectiv care urmează să ne asigure, chiar dacă este un procent mic pentru început, securitatea noastră energetică, este un pas înainte.
Dacă sunt cele 20, sunt cele 20 milioane de euro pentru grădinițele noastre și majoritatea grădinițelor din raion beneficiază de, sau de reparații sau de construcția din fundament, precum este grădinița de la Mărinici. Banii colegilor din România. Dacă acum, chiar vizita foarte recent a pus fundamentul viitorului edificiu a teatrului de acolo, de la Cahul, și reparația capitală Muzeului de Arte din Chișinău, aș putea continua, sau smurdul de la Bălți, asta înseamnă securitatea cetățeanului. Este vorba despre, eu cred că poți aprecia relațiile noastre cu cineva după fapte concrete. Atunci când ți este greu și ți întinde mâna, atunci probabil că poți aprecia la modul serios. Și dacă e să răspund la partea a doua întrebări, pentru care două, ce s-a realizat până acum în acești 5 ani și ce urmează. Știți doar foarte clar că premierul a și spus, și nu numai premierul, dar echipa de la guvernare a accentuat acest moment și doamna ministru de Externe și Integrării Europene, doamna German, a menționat acest lucru. În a doua jumătate a anului 2015, Republica Moldova va înainta o cerere de preaderare la Uniunea Europeană. Iar premierul Ponta a și declarat că în 2019, atunci când România va avea șefia la Uniunea Europene, Republica Moldova speră foarte mult să fie gata pentru aderarea propriu-zisă. Este mai mult decât ambițios acest plan. Chiar dar nu era mai puțin ambițios atunci, cu 5 ani în urmă, când vorbeam de călătoria noastră fără vize în spațiul Schengen, în spațiul european. Și este de realizat. Numai că în spatele la aceste declarații este foarte multă muncă, a fiecăruia, a guvernării, dar și a noastră, a tuturor. Uniunea Europeană trimite misiuni de menținere a păcii în diferite zone de conflict ale lumii. De asemenea, UE contribuie la medierea diverselor acorduri, trimite observatori europeni în diverse zone pentru a monitoriza situația și furnizează ajutor umanitar persoanelor strămutate din cauza conflictelor. Despre toate acestea veți afla din următorul material. Misiuni de menținere a păcii. Uniunea Europeană a trimis misiuni de menținere a păcii în diferite zone de conflict ale lumii. În august 2008, Uniunea Europeană a contribuit la medierea unui acord de încetare a focului între Georgia și Rusia. A trimis observatori europeni pentru a monitoriza situația. Misiunea UE de monitorizare în Georgia și a furnizat ajutor umanitar persoanelor strămutate din cauza conflictelor. În regiunea balcanică, UE finanțează în 7 țări proiecte de asistență pentru dezvoltarea unei societăți stabile. De asemenea, a deplasat în Kosovo persoane activând în domeniul justiției și forțe de poliție care să ajute la garantarea legii și a ordinii publice. Mijloace de intervenție. Uniunea Europeană nu dispune de o forță armată permanentă. În schimb, în baza politicii sale comune de securitate și apărare, Uniunea Europeană se sprijină pe forțele de menținere a păcii, cu care contribuie statele membre pentru operațiuni comune de dezarmare, misiuni umanitare și de salvare, consiliere și asistență militară, prevenirea conflictelor de menținere a păcii, gestionarea crizelor, de exemplu, restabilirea păcii și stabilizare după încetarea conflictelor. Începând din 2003, Uniunea Europeană a desfășurat 30 de misiuni civile și operațiuni militare pe 3 continente. Toate acestea au constituit o reacție la diverse situații de criză. Instaurarea păcii post-tsunami în Indonezia, protejarea refugiaților din Mali și Republica Centrafricană, combaterea pirateriei în largul coastelor Somaliei și în regiunea Cornului Africii. Rolul Uniunii Europene în domeniul securității ia amploare. Începând din ianuarie 2007, Uniunea Europeană a putut lansa operațiuni de reacție rapidă cu 2 grupări tactice de luptă concurente, numărând 1500 de persoane și, la nevoie, poate lansa ambele operațiuni aproape simultan. Deciziile de mobilizare sunt luate de miniștrii țărilor UE în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Iată, ați văzut că Uniunea Europeană are și rolul de mediator, trimite observatori europeni, furnizează ajutor umanitar. Cum comentați acest rol, această activitate a Uniunii Europene, domnule Cărbune? În primul rând, acest fapt se datorează faptului că Uniunea Europeană are o putere financiară și își permite acest lucru să intervină în diverse colțuri ale lumii. Aș mai menționa că Uniunea Europeană are și o imagine mai bună în unele
zone, să zicem, față de Statele Unite sau față de NATO, și atunci, pentru a soluționa anumite conflicte, datorită autorității Uniunii Europene, ea se implică și ajută la soluționarea diverselor conflicte care apar. Ele sunt, au fost, de exemplu, în Tunisia, unde s-a implicat Uniunea Europeană pentru că e aproape, se implică în Siria, în Israel acum, s-a implicat și în războiul dintre Georgia și Rusia, se implică acum în conflictul între Rusia și Ucraina. Este un jucător de talie mondială și intervine ori de câte ori este nevoie acolo unde este cazul. Pentru că punctul de vedere a Uniunii Europene este respectat și atunci ea intervine pentru a nu escalada anumite conflicte. Pentru că foarte multe conflicte sunt la granițe Uniunii Europene. Dacă se întâmplă, se întâmplă ceva în nordul Africii sau în apropierea Uniunii Europene, sunt afectate și interesele Uniunii Europene. De aceea Uniunea Europeană este cointeresată ca la granițele ei să fie liniște, să fie parteneri previzibili și de aceea se implică. Domnule Rusu, dumneavoastră, cum comentați acest rol de mediator al Uniunii Europene? Foarte pe scurt. Da. Orice conflict are în spate părțile care sunt implicate. Și totdeauna părțile au dreptate. În opinia dânșilor și o parte și alta are dreptate. Învinuind cealaltă parte de toate relele de pe lume. Și medierea este mai mult decât necesară în asemenea cazuri. Și eu sunt de acord cu autoritatea care o are Uniunea Europeană și posibilități inclusiv și financiare, dar și cu experții care îi are, joacă un rol foarte important în medierea diferitor conflicte. Chiar știți, atunci când, sub presiunea Uniunii Europene, atunci când a avut loc doborârea avionului malaizian deasupra zonei de conflict, la insistența Uniunii Europene, au venit experții acolo în teritoriu. După aceea, se face o anchetă independentă ca până la urmă să se spună totuși adevărul, pentru că toată lumea vrea să cunoască adevărul, pentru a nu se mai repeta. Și exact aceeași chestiune și în zona de conflict. Deci, se semnează armistițiul de pace, dar urmează escaladarea din... Se vorbește, ambele părți învinuiesc, bombardează aeroportul din Donetsk, insurgenții vorbesc una, partea ucraineană vorbește altceva. Prezența observatorilor, prezența mediatorilor acolo face ca părțile să nu se poată ascunde după deget și într-adevăr să fie pus punctul pe rană, să fie numit cel care încalcă înțelegerile și ca practic comunitatea internațională, repet încă o dată, să cunoască adevărul și să ia atitudinea respectivă față de cele ce se întâmplă. Pentru că și sancțiunile care au fost impuse de Uniunea Europeană nu au fost puse imediat, după ce și-au trimis observatorii, după ce au studiat foarte bine situația în teritoriu, după ce s-au convins care este vina părții sau a Federației Ruse în acest conflict, pentru că dacă nu ar fi fost animat, nu ar fi fost alimentat din partea Rusiei, de mult s-ar fi terminat. Pentru că cunoașteți Armata Națională este modernizată? Mai este ceva de făcut? Din punctul meu de vedere, armata reflectă situația țării în momentul de față. Bineînțeles că lasă mult de dorit anumite aspecte ale Armatei Naționale, dar aceasta este situația. Nu avem elicoptere, tancuri și așa mai departe, dar în schimb, într-un termen scurt, deci în ultima perioadă cel puțin s-au făcut reforme și în armată și cred că într-o perioadă scurtă de timp vom fi ajutați de partenerii noștri, fie din Uniunea Europeană, fie din NATO, să avem o armată nu mare numeric, mică, dar calitativă, care să, în cazul unor provocări din Transnistria sau din altă parte, să avem măcar să intervenim la un anumit... Să putem face față situației. Să putem face măcar câteva zile până vin ajutoarele. Asta a fost o glumă, dar e clar că odată ce va crește nivelul de trai, vor fi mai mulți bani la bugetul de stat, mai mulți bani vor fi alocați pentru armată, vom cumpăra tot ce avem nevoie. Foarte important este baza tehnico-materială a armatei, dar și a angajaților din armată. Pentru că e bine ca cel care militarul să nu aibă grijă zilei de mâine, ca familia lui să
fie asigurată cu locuință și cu toate necesare, ca militarii să-și facă datorie față de țară din toată inima, pentru că dacă ei o vor duce bine și vor avea grijă zilei de mâine, atunci noi vom dormi mai liniștiți. Pentru că e suficient câteva mii de soldați să avem bine pregătiți, putem să facem față unor provocări. Pentru că dacă vedem în estul Ucrainei, cine a destabilizat situația? Vreo 2-3 mii de soldați ruși, bine antrenați și așa mai departe. Ei, la fel, dacă vom avea câteva mii de soldați bine antrenați și profesioniști, vom putea face față unor provocări. Domnule Cărbune, dar cum se explică faptul că Republica Moldova beneficiază de atâtea oportunități din partea Uniunii Europene? Are foarte multe fonduri europene, bani, foarte mulți bani s-au investit în infrastructură și totuși avem persoane care își doresc în Uniunea Vamală. Da, din păcate, sau din așa, asta este, pentru că știți cum este o vorbă, înainte era mai bine. Pentru unele persoane înainte era mai bine pentru că erau mai tineri, mai sănătoși, perioada asta de tranziție i-au obosit, să zicem, au rămas dezamăgiți de anumiți politicieni, dar totuși marea parte a populației vrea în Uniunea Europeană și procentul celor care vor în Uniunea Europeană este în creștere, văzând și ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina. Între frați pravoslavnici, creștini, ce se întâmplă război. Ei, chestia asta face ca procentul celor care vor în Uniunea Europeană, unde există stabilitate, prosperitate, crește. Pentru că vede că în partea cealaltă este instabilitate, nu este democrație și chiar dacă facem niște comparații... Da, care ar fi avantajele Uniunii Europene? Avantajele sunt față mult, de Uniunea Vamală. Mult mai mari față de Uniunea Vamală. În primul rând, pentru noi, avem acolo o piață de desfacere mult mai mare, de 500 de milioane de locuitori, cu o putere financiară mult mai mare decât Uniunea Vamală. Uniunea Vamală reprezintă 165 de milioane de locuitori, cu o putere financiară și cu putere de cumpărare mai mică. Adică noi, mărul nostru, putem să-l vindem la un preț mai bun în Uniunea Europeană sau alte produse. Plus de asta, pensiile pentru bătrâni, bursele, sunt mult mai mari. Salariul mediu mult mai mare și există siguranța zilei de mâine. Pe când în Uniunea Vamală, ea, în primul rând, nu de mult a fost creată și încă nu sunt puse la punct foarte multe lucruri. Plus de asta, banii cei mai mulți vin din Uniunea Europeană și sprijinul cel mai mare, dacă ne uităm în ultimii ani, vin din Europa. Foarte mulți bani. Și la capitolul acesta putem discuta... La cât se estimează asistența financiară, cunoașteți? După unii specialiști, asistența din partea Uniunii Europene se apropie de 1 miliard de euro. Acești bani au fost direcționați în infrastructură, în reforme din justiție, educație, poliție, apă și canalizare, școli, grădinițe... Și multe, multe altele. Avem în următorii 5 ani, avem planificat o asistență de 100 de milioane de euro în fiecare an, oferită ca și granturi. Vă spun, foarte, foarte multe centre medicale, chiar la Nisporeni. Dar acest lucru se întâmplă în orice raion. Drumurile renovate. Până în 2016, ca obiectiv, avem renovarea tuturor drumurilor. Vin foarte mulți bani și se fac lucruri frumoase. Bineînțeles că avem foarte multe de făcut, dar prin muncă, prin gestionare bună a banilor, noi vom putea obține rezultatul dorit. Domnule Rusu, care este opinia dumneavoastră? Primim foarte multe finanțări din partea Uniunii Europene, dar totuși avem persoane care își doresc în Uniunea Vamală. Am avut ocazia în ultimul timp să fiu în mai multe localități din raion și să discut cu cetățenii. Am fost și împreună cu reprezentanții guvernului, viceministrii de externe, Iulian Groza a fost, am vizitat împreună cu viceministrul construcțiilor Zupco, am fost prin teritoriu. Dar, repet încă o dată, am fost și singur și m-am întâlnit cu cetățeni. Am vorbit cu cetățeni care au fost în Uniunea Europeană
cu diferite ocazii să-și viziteze rudele care au beneficiat de acum de liberalizarea regimului de vize. Am vorbit și cu tineri care lucrau la Moscova. Și tocmai această întrebare o adresa. Și se conturează următorul tablou. În Rusia știm că se deplasează cetățenii Republicii Moldova pentru a câștiga pentru o bucată de pâine. Foarte puțin din ei își inițiază o afacere acolo. O bună sau majoritatea din ei se duc sezonier. Deci pentru câteva luni revin, pleacă iarăși. Dar repet încă o dată. Chiar vorbeam cu un tânăr de la Bălănești și vorbeam cu niște femei tinere, care, soții cărora lucrau la Moscova. Și dânsele au vorbit așa de un caz. Uite, desigur că bărbații noștri au plecat la Moscova, dar sunt nevoiți pentru că nu au acasă un loc de muncă și pentru a câștiga pentru familie, pentru că suntem familii tineri, avem nevoie de bani. Dar desigur că noi ne deranjează foarte mult. Pentru că, uite, nu de mult s-a întâmplat și am aflat despre cazul celor doi tineri de la Bălănești, eu vorbesc numai de Bălănești, care au decedat și i-au adus în sicrii de acolo. Unul într-un accident de muncă a căzut de la înălțime și altul în metrou. Dar băieți tineri, unul căsătorit cu copii acasă, altul încă necăsătorit și i-au adus în sicriu. Și când vorbeam cu un tânăr, el zice și eu, uite, soția, nici de cum, mă roagă să stau acasă, să facem ce n-ar face, dar să stau acasă. Păi de ce așa insist? Că vrei să aduci bani la asta? Păi bine, alături de mine a decedat colegul din Bălănești care a căzut de la înălțime. Și chiar l-am întrebat. Păi bine, și atunci a avut contract cu angajatorul. Vorbesc în detalii pentru că este important acest aspect. Păi a avut așa un fel de contract care prevedea și acum s-a angajat că să-i organizeze funerali. Dar rămâne familia fără întreținător, păi de-abia e pentru o viață întreagă, copiii ce vor face? Nu, acest lucru nu este prevăzut. Și atunci am spus tânărului, dar uite, Doamne ferește desigur de asemenea cazuri, cu atât mai mult că nu au fost respectate mai multe cerințe ale securității muncii acolo. Un asemenea caz putea să se întâmple, dar cu mult mai rar în apus, pentru că regulile sunt cu mult mai stricte. Dar și partea a doua, cei care lucrează în baza unor contracte sunt asigurați de toate momentele acestea, inclusiv și aceste tragice, și familia este asigurată până la adânci bătrâneți. Doar eu vorbesc despre acest aspect pentru că cetățenii noștri se duc. Sunt nevoiți să plece în Rusia ca să facă un ban pentru familie. Dar noi cunoaștem și care este atitudinea lor acolo și de către angajator și de către organele de drept și unde locuiesc și în ce condiții inumane și deseori și o adresare. Pentru că atunci când sunt sinceri și deschid cărțile, pun cărțile pe masă, mulți vorbesc despre atitudinea față de moldoveni, de câte ori sunt puși în niște situații. Eu nu vreau să vorbesc, când vorbim de Uniunea Europeană, partea cealaltă să fie dușman. Că dacă vrei să faci un pas într-o parte, numai decât trebuie să rupi relațiile cu celălalt. Nu este vorba despre aceasta. Dar vorbea aici Iuri, eu aș putea aduce foarte și foarte multe să demonstrez care sunt avantajele Uniunii Europene. Dar cred că cei ce ne ascultă și ne privesc le cunosc mult mai bine de la apropiații dânșilor. Chiar zilele acestea a fost o femeie de la, o doamnă de la Seliști și vorbea că, uite, dânsa a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Aici la noi ar fi costat-o enorm, pentru că este vorba de o intervenție foarte costisitoare. În Italia a avut norocul să fie operată gratuit. Și acum pleacă la anumite intervenții și primește îngrijirile necesare post-operaționale gratuit. Ceea ce aici niciodată nu ar fi avut posibilitatea să o facă. Și dânsa spune, aș da totul și i-aș ruga foarte mult pe copiii mei și pe toate rudele și pe toți ceilalți să mergem în direcția aceea. Pentru că acolo, într-adevăr, cetățeanul se simte în siguranță. În siguranță atunci când are un accident, în siguranță atunci când are o nevoie de o intervenție chirurgicală și de toate celelalte aspecte ale vieții. Sigur că acolo, hai să zicem așa, toate acestea se obțin prin muncă. Și aici este al doilea aspect.
Din spusele experților, în Uniunea Europeană pleacă deseori muncitori necalificați sau mai puțin calificați. Eu nu vreau să obișnuiesc pe nimeni aici când vorbim despre lucrurile acestea, dar cunoaștem că sunt aproape de acest adevăr. Și din acest considerent, ceea ce se face la noi și ceea ce se spune că pentru a schimba lucrurile spre bine, trebuie să ne facem lucru bine în orice domeniu, fie în construcții, fie în medicină, fie în învățământ, etc. Aceasta înseamnă că pentru a schimba lucrurile aici la noi acasă, noi trebuie în primul rând să muncim. Și cei care muncesc peste hotare, când li vor fi create posibilități aici acasă, cred că vor beneficia de aceste oportunități, pentru că noi, repet încă o dată, a ne europeniza și a ne moderniza înseamnă ceea ce vorbea și Iuri. Drumuri, spitale, grădinițe, școli, condiții normale de viață aici. Și aș vrea să mai adaug... Ce în Est, eu îmi cer iertare, da. Ceea ce în Est încă mai este foarte mult. Este un stil de viață, este un model. Desigur, fiecare din noi atunci când spune, păi, cum, ce o să fac eu în viață? Păi atunci spune, uite cum face nănașul, cum face vecinul, cum face fratele mai mare, cum face sora, sau cum face, deci, păi, dar nu o să fac acela, pentru că eu iarăși încă o dată, nu vreau să denigrez pe nimeni în cazul de față, dar văzând modelele lumii libere, chiar și în privința aceasta, am zis, lumii libere, comparând cu ceea ce se întâmplă, pentru că toată lumea privește televizorul seara și vede câtă ură este vărsată împotriva vecinilor noștri din Est asupra ucrainenilor la multe posturi de televiziune și în ultimul timp și asupra noastră. Am văzut cum sunt comentate această dispută care a avut loc la Minsk între președintele nostru și președintele Rusiei. Da. Și pare mi se că a fost un lucru destul de curajos. Mai mult decât curajos, dar a fost un lucru normal ca președintele unei țări să spună ce crede altui președinte. Vorbesc toți de anumite despre anumite cerințe ale diplomației, etc. Eu aici nu vreau să dau cu părerea pentru că nu sunt specialist în domeniul respectiv. Dar faptul că președintele Republicii Moldova a avut curajul să-i spună omologului său din Rusia că până în ziua de azi Rusia nu a adus niciun argument vis-a-vis de embargourile impuse nouă. Fie embargoul vinului, fie embargoul și așa mai departe, ca să vorbim de fructe, ca să nu mai extind aici. Ține minte că a fost asta și în 2005, în 2006, atunci când cu buldozerele mergeau peste vinurile noastre, după aceea replicile că vinul nostru va fi bun pentru a vopsi gardurile, etc. Așa că replica lui Putin că, uite, Uniunea Europeană totuși a convins Ucraina ca prevederile acordului ce vizează legăturile economice să fie de acum pus în aplicare începând cu 2016 și ca și Republica Moldova să se conformeze, deci să aibă acceptul de la Moscova. Mă iertați. Nu înseamnă, având relații bune cu Uniunea Europeană, să ai relații rele cu Rusia. Toată lumea o cunoaște. Și acordul tocmai creează șanse egale pentru producătorii noștri. Dar producătorii noștri, ca să se prezinte bine pe piața europeană, au nevoie de producție calitativă. Asta este. Și din considerentul ăsta, și a cei care spune, că spuneți și dumneavoastră, că sunt anumite reticențe față de Uniunea Europeană. Pentru că sunt care se tem de schimbări, care nu vor să facă aceste schimbări, care... Eu chiar vorbesc și de producători agricoli, pentru că este cu mult mai ușor să pui în lăz mere de care diferit calitate și să le expediezi ca până acum într-o direcție, decât să le ambalezi frumos, ca să-ți plac și ție chiar atunci și să respecti toate normele, inclusiv ceea ce ține de calitate, de calitatea, pentru că la urma urmei este vorba de produse alimentare, că este vorba de sănătatea oamenilor. Noastră, da. Asta e.
Pe măsură ce Uniunea Europeană s-a extins, țările din Europa de Est și din Caucazul de Sud i-au devenit vecini mai apropiați. Ele influențează din ce în ce mai mult securitatea, stabilitatea și prosperitatea. O cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și partenerii săi est-europeni reprezintă un element cheie în relațiile externe ale Uniunii Europene. Mai multe detalii veți afla din materialul ce urmează. Un parteneriat cu Estul. Pe măsură ce Uniunea Europeană s-a extins, țările din Europa de Est și din Caucazul de Sud i-au devenit vecini mai apropiați. Ele ne influențează din ce în ce mai mult securitatea, stabilitatea și prosperitatea. O cooperare mai strânsă între UE și partenerii săi est-europeni, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, reprezintă un element cheie în relațiile externe ale UE. Relații mai strânse cu țările din regiunea Mării Mediterane și din Orientul Mijlociu. În urma primăverii arabe 2011, pentru a-și exprima solidaritatea față de populația care militează și pentru respectarea valorilor democrației, UE și-a relansat politica de vecinătate. Aceasta a fost creată cu scopul de a consolida relații UE cu vecinii săi din Est și din Sud și promovează cooperarea pe plan politic, integrarea economică, creșterea mobilității. Uniunea Europeană a continuat să sprijine tranziția către democrație în Africa de Nord și Orientul Mijlociu, în ciuda instabilității politice și a problemelor economice. A fost creat un grup operativ UE Tunisia pentru a coordona sprijinul european și internațional destinat să ajute Tunisia în tranziția către democrație și în eforturile sale de relansare a economiei. În noiembrie 2012 a fost lansat un grup operativ similar UE Egipt. UE sprijină eforturile internaționale depuse pentru restabilirea păcii în Orientul Mijlociu în alt mod. Obiectivul său este ca Palestina și Israel să ajungă la o înțelegere bilaterală. UE colaborează cu ONU, SUA și Rusia pentru a încuraja cele două părți să ajungă la un acord. La începutul lui 2013, programul nuclear iranian a fost o sursă importantă de tensiune la nivel internațional. Acordul istoric încheiat în noiembrie cu comunitatea internațională a constituit un prim pas în direcția rezolvării problemei și o încununare a eforturilor depuse de UE în conducerea negocierilor de pace în numele comunității internaționale. Asia și America Latină. Uniunea Europeană își intensifică relațiile cu grupările regionale din Asia și America Latină. Astfel, UE a încheiat parteneriate consolidate cu partenerii săi asiatici, aflați într-un proces rapid de dezvoltare. Acestea combină elementele economice, politice, sociale și culturale. Viitorii membri ai UE, țările din Balcani. În iulie 2013, Croația a devenit cel de-al 28-lea stat membru al Uniunii Europene. Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia au primit statutul de țări candidate la aderarea la UE. Albania și Bosnia și Herțegovina au depus candidatura pentru a deveni state membre UE. În 2013 s-au făcut progrese în dialogul dintre Serbia și Kosovo. Deși Kosovo și-a declarat independența de Serbia în 2008, statutul său internațional rămâne indecis. Datorită angajamentului de care a dat dovadă UE în medierea negocierilor, cele două părți au ajuns la un acord istoric în aprilie 2013. A fost o dovadă de persistență din partea înaltului reprezentant Catherine Ashton și a prim-miniștrilor Serbiei și Kosovo și de angajare fermă a UE în direcția promovării politicii și reconcilierii în Balcanii de Vest. De asemenea, a arătat că locuitorii și țările din Europa își doresc să aibă legături mai strânse cu UE. Procesul decizional în cadrul politicii externe a Uniunii Europene. Instituția a căreia îi revine decizia finală la nivelul Uniunii Europene este Consiliul European. Format din șefii de stat și de guvern ai celor 28 de state membre ale UE, acesta se reunește de 4 ori pe an și definește principiile și orientările generale ale politicii. În cadrul politicii externe și de securitate, majoritatea deciziilor sunt luate cu acordul tuturor țărilor Uniunii Europene. Iată, ați văzut că Uniunea Europeană și-a relansat politica de vecinătate și consolidează relațiile cu vecinii săi. Cât de importantă este această cooperare? Știți cum, dacă ai un vecin liniștit, previzibil, dormi mai bine. Dar dacă ai un vecin năstrușnic, atunci îți faci griji și atunci încerci să iei anumite măsuri ca să-ți asiguri viața și să dormi mai liniștit, să zicem așa. De aceea politica de vecinătate a Uniunii Europene este foarte importantă. Foarte importantă, pentru că Uniunea Europeană nu vrea să aibă la granițele ei conflicte.
Pentru că aceste conflicte influențează migrația persoanelor, influențează afacerile, influențează comerțul, toate chestiile. Deci influențează, orice conflict influențează negativ orice aspect al vieții. De ce Uniunea Europeană vrea ca la granițele ei să fie stabilitate, pace și cooperare? Și de aceea pune mare accent pe această chestiune. Domnule Rusu, cât de importantă este această cooperare? Foarte pe scurt. Cred că este vitală, importantă și avem o șansă istorică de care pur și simplu trebuie să beneficiem. Și ar fi mare păcat să nu beneficiem de această șansă. Domnule Cărbune, credeți în viitorul european al Republicii Moldova? Categoric cred în viitorul european al Republicii Moldova, pentru că suntem europeni geografic, istoric. Chiar dacă avem unele apucături din Est, ne vom trata și va fi totul bine. Domnule Rus, dumneavoastră, credeți în viitorul european? Indiscutabil. Și chiar cred că într-un viitor nu prea îndepărtat, chiar aș putea să numesc și termenii istorici care au fost și numiți de către conducerea Republicii Moldova, de premierul Leancă, până în 20, Republica, până anul 2020. Deci este un reper. Republica Moldova va fi pregătită. Deci își va îndeplini temele de acasă, va îndeplini cele prevăzute aici, după aceea va conform planului de preaderare. Dar aș vrea ca să se întâmple ceea ce a zis premierul Ponta, ca în 2019, atunci când România va avea președinția la Uniunea Europeană, să se întâmple lucrul cel foarte dorit de noi. Pentru că este un vis al nostru și el urmează să fie realizat pentru ca viitorul Republicii Moldova să fie în spațiul european. Suntem la final de emisiune. Domnule Rusu, vă rog să faceți o concluzie pe marginea discuțiilor. Concluzia ar fi doar una. Vectorul european sau șansa aceasta istorică de a parcurge calea europeană ne este dată odată la o perioadă istorică de sute de ani. Eu nu știu când vom mai avea această șansă, când ne se oferă această oportunitate și această posibilitate și pur și simplu suntem datori, noi toți. Și cei de o vârstă mai înaintată și cei care au anumite frustrări, care au avut foarte mari așteptări de la actuala guvernare, pentru că și aici probabil că este o greșeală, o lacună a ambelor părți. Nu se poate într-o perioadă scurtă de timp să se realizeze ceea ce alții au parcurs într-o perioadă lungă de timp. Noi și așa, dacă vom realiza ceea ce am spus până în 20, va fi un lucru extraordinar și va fi într-adevăr o poveste de succes. Dar orice poveste de succes, în afară de făt frumos, sunt cei care lucrează alături, care lucrează. Și uite, noi toți, locuitorii Republicii Moldova, trebuie să avem încredere în conducerea pro-europeană și alături sau împreună cu ei să facem tot posibilul ca această linie să fie continuată, deci la 30 noiembrie să facem alegerea respectivă, iar ulterior pur și simplu să fim nu numai niște spectatori, dar niște actori implicați activ în acest proces. Domnule Cărbune, o concluzie pe marginea discuțiilor. Dacă ne iubim țara și neamul, noi trebuie să nu uităm ce a spus Ștefan, că Moldova nu este a noastră, ci a urmașilor urmașilor noștri. De aceea, dacă vrem bine copiilor noștri, trebuie să alegem Uniunea Europeană, pentru că acolo există bunăstare, respect și siguranță. Da, eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Mulțumim și noi. Uniunea Europeană este o organizație extrem de complexă. De aceea ne-am propus, prin intermediul acestor emisiuni, să vă explicăm cum funcționează Uniunea Europeană. În următoarele ediții vă vom explica politicile Uniunii Europene. Veți afla ce reprezintă politica comercială și piața unică a Uniunii Europene și multe alte informații despre procesul de integrare europeană. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!